Bună! Suntem nespus de bucuroși că ai decis să te conectezi cu noi. Află ce face Dumnezeu în cadrul Bisericii Philadelphia în această vreme, urmărind actualizările noastre pe rețelele de socializare. Dacă încă nu ai apăsat butoanele like și follow, fă acest lucru chiar acum. În continuare, vizionează și beneficiază de mesajul pe care l-ai ales. Este vară în calendar și este vară și în Biserica Philadelphia și noi obișnuim ca să nu treacă timpul în zadar vara, ci vrem ca în această vară împreună să-L cunoaștem mai mult pe Iisus, să cunoaștem persoana Lui. În clipele care urmează vreau să vă spun că această vară pentru mine personal este o vară diferită și cred că și pentru mulți alții dintre voi. Din ce motiv? Pentru că în această vară avem cu toții oportunitatea ca mai mult să vizităm țara noastră. Eu personal am vizitat unele locuri care nici nu am știut că sunt așa locuri frumoase în țara noastră. De aceea avem cu toții oportunitatea să călătorim prin țara noastră, să vedem locurile frumoase, să mergem să-i vizităm pe cei care trăiesc la sat, bunicii noștri, rudele noastre și acest lucru extraordinar. De asemenea, o altă categorie de oameni și-au propus ca în această vară să se dezvolte într-un anumit domeniu în viața lor. Unii și-au propus să se învețe a cânta la un instrument în această vară sau unii și-au propus să citească un anumit număr de cărți. Oricare ar fi planul tău pe care ți l-ai propus în această vară, doresc ca Dumnezeu să te binecuvânteze și să te ajute să reușești. Dar un lucru care cred că ne unește pe noi toți și pe care ne-l dorim în această vară, este ca vara aceasta să ne lase mai buni cum ne-a găsit. Și aici mă refer la inima și la sufletul nostru. Și aș vrea ca acum cu toții să aruncăm o privire în Cartea Sfântă, în Biblie, și anume în Cartea Ioan, capitolul 5. După aceea era un praznic al iudeilor și Iisus s-a suit la Ierusalim. Ce face Iisus? Iisus călătorește. Iisus călătorește în Ierusalim. Cu ce ocazie? Datorită unui praznic, adică datorită unui sărbători. Bărbații evrei, de 3 ori pe an, obișnuiau să meargă la această sărbătoare, la templu și se închinau Domnului. Și Iisus preferă să meargă și El la această sărbătoare. Haideți să vedem mai departe. În Ierusalim, lângă poarta oilor, este o scăldătoare numită în evreiește Betesda, care are 5 pridvoare. Iisus ajunge la Betesda, situată lângă poarta oilor. După cum știm cu toții, Ierusalimul este o cetate antică care era înconjurată de ziduri, de porți. Și dacă ne uităm în Biblie, chiar pe timpul lui Nemia, erau 10 porți. Cetatea Ierusalim era înconjurată de 10 porți și Iisus ajunge la una dintre aceste porți, numită Poarta Oilor. Și lângă această poartă este o scăldătoare numită Betesda. Și vreau ca în acest moment să înțelegem ce înseamnă cuvântul Betesda. Bet în limba evreiască înseamnă casă, Ezda înseamnă milă sau har, adică are și casa milei sau casa harului. Și veți vedea că în relatarea noastră acest nume are o importanță semnificativă. Și dacă e să citim mai departe, vedem că în pridvoarele acestea zăceau o mulțime de bolnavi orbi, șchiopi, uscați, care așteptau mișcarea apei. Nu era o scăldătoare simplă, era o scăldătoare care avea pridvoare. Și pe aceste pridvoare stăteau bolnavi. Deci acele pridvoare erau însoțite de niște stâlpi și acei stâlpi făceau umbră și acești oameni bolnavi, șchiopi, uscați, stăteau la umbra acelor stâlpi, la acele pridvoare. Și haideți să citim mai departe. Căci un înger al Domnului se cobora din când în când în scăldătoare și tulbura apa. Și cel dintâi care se cobora în ea,
după tulburarea apii, se făcea sănătos orice boală ar fi avut. Este extraordinar. Dacă ne uităm la acest text, este ok. Iisus călătorește, ajunge în Ierusalim, poarta oilor, scăldătoarea Betesda, parcă totul e în regulă. Sunt niște bolnavi acolo care stau lângă acea scăldătoare, dar în momentul în care ajungem la faptul că un înger al Domnului se cobora și tulbura acea apă și în acel loc se întâmpla ceva supranatural, primul care intra în acea apă era vindecat. Și dacă să aducem în zilele noastre, unii dintre noi am spune, stop un pic, toate aceste lucruri sunt ok, dar chestia asta cu îngerul vine, tulbură apa, se vindecă oamenii, e ceva extraordinar. Da, dragi oameni, pentru că noi știm că există Dumnezeu, există îngeri, există Hristos și noi știm că Dumnezeu este un Dumnezeu al lucrurilor supranaturale pe care le poate face. La mintea noastră nu poate să se gândească la aceste lucruri. Și noi știm că Dumnezeu este Cel care poate face din imposibil posibil. Și pentru că noi citim Biblia, noi nu alegem să scoatem ce ne place, ce nu ne place, ci noi am ales să credem tot ceea ce scrie în Biblie. Și împreună cu Biserica Philadelphia, în fiecare zi citim câte un capitol și credem tot ce scrie în Biblie și vrem să trăim în viața fiecăruia dintre noi. Și acum că am descoperit acest context în care s-a întâmplat această relatare, printre acea mulțime de oameni, cum am spus, care erau șchiopi, care erau bolnavi, purtau boli în trupurile lor, în acea mulțime este o persoană cu o problemă specială și haideți să vedem mai departe. Acolo se afla un om bolnav de 38 de ani. Și poate cei care sunteți în această sală în această zi sau cei care ne urmăriți online, poate sunt persoane printre noi care poate de ani de zile, de 10 ani, de 20 de ani sau poate de 30 de ani purtați boli în trupurile voastre și voi înțelegeți în mod perfect pe acest om care de 38 de ani zăcea în acel loc, lângă acea scăldătoare. Însă astăzi este ziua Harului. În casa Harului, adică în Betesda, azi vine Iisus, de ce? Fiindcă, dacă e să ne uităm în Biblie, noi vedem că acolo este o problemă. Cine este problema? Omul bolnav de 38 de ani. Avem o problemă. Vine Iisus la acest om bolnav, se apropie de el. Și să știți, dragi oameni, că momentul în care există problema și momentul în care vine Iisus, apare și soluția de fiecare dată, să nu avem niciun dubiu de asta. Și pentru acest lucru, lăudat să fie Dumnezeu. Care este soluția? Haideți să vedem în versetul 6, care spune așa, Iisus, când l-a văzut zăcând și fiindcă știa că este bolnav de multă vreme, i-a zis, vrei să te faci sănătos? Iisus îi pune o întrebare. Interesant acest lucru. Iisus îi pune o întrebare și haideți să vedem mai departe. Doamne, i-a răspuns bolnavul, n-am pe nimeni să mă bage în scăldătoare când se tulbură apa și până să mă duc eu se coboară altul înaintea mea. Scoală-te, i-a zis Iisus, ridică-ți patul și umblă. Îndată omul acela s-a făcut sănătos și a luat patul și umbla. Extraordinar. Ce putem vedea în acest text? Vedem o minune pe care o face Iisus. Pentru că noi cunoaștem, dragi oameni, că Iisus este Vindecătorul Suprem, lăudat să fie numele lui Iisus. Iisus face o minune. Și haideți să mergem în continuare. Ok, am spus că este un om bolnav de 38 de ani. Vine Iisus, îi spune să se scoale, să se ridice, să-și ia patul, să umble. Acest om nici nu înțelege cine este acest om care stă în fața lui, nici nu știe că este Iisus și ce poate să facă acest om pentru el. Și pentru mulți dintre noi ar fi, wow, adică cum se întâmplă acest lucru? Este un lucru supranatural care la mintea omului este de neînțeles. Un om care bolnav de 38 de ani zăcea în acel loc, probabil avea probleme de sănătate, probabil avea o paralizie sau o distrofie musculară.
Pentru că contextul spune că de 38 de ani era acolo, nu se putea mișca. Și pentru mulți dintre noi ar fi, cum e posibil acest lucru, cum e posibil Iisus să facă aceasta? Și noi trebuie să înțelegem, pentru că noi știm că avem un Dumnezeu atotputernic care poate face orice, imposibilul îl poate face posibil. Și pentru că noi credem în Dumnezeu, credem în existența lui Dumnezeu, noi din punct de vedere moral trebuie să devenim responsabili de Dumnezeu. Și noi ca și oameni niciodată nu vrem să dăm socoteală nimănui, pentru că fiecare dintre noi, atât cât și eu, atât cât și voi, ne-am dorit minuni fără probleme. Doamne, vreau în viața mea să se întâmple ceva extraordinar, vreau să se întâmple minuni, vreau cu mine să faci minune, dar Doamne ferește ca să nu mi se întâmple vreo problemă niciodată. Cu toții am vrea minuni, dar fără probleme. Sau fiecare dintre noi am vrea să beneficiem de salvare, negând păcatul din viața noastră. Fiecare dintre noi am vrea cumva să ne facem drum către Dumnezeu ca să fim salvați de El, dar alegem să negăm păcatul din viața mea. Cu mine este ok, nu am nicio problemă, sunt curat în fața lui Dumnezeu, n-am treabă cu păcatele în viața mea. Fiecare dintre noi vrem salvare, dar negăm păcatul. Sau fiecare dintre noi am vrea cerul negând iadul. Am vrea ca cu toții să beneficiem într-o zi de salvarea lui Dumnezeu și să trăim cu toții o veșnicie cu Dumnezeu, dar am vrea ca iadul să nu existe și fiecare dintre noi să umblăm în treaba noastră și la sfârșit să beneficiem de cer, de salvarea lui Dumnezeu. Dar vrem noi sau nu vrem, dragi oameni? Toate aceste lucruri există, fiindcă avem un Dumnezeu care există și care este prezent și în această zi în mijlocul nostru. Lăudat și glorificat să fie Dumnezeu pentru aceasta. Citim. Iisus când l-a văzut zăcând și fiindcă știa că este bolnav de multă vreme, i-a zis, vrei să te faci sănătos? M-am întors din nou la acest text pentru că vreau în această zi să scot în evidență câteva lucruri care cred că va fi o încurajare atât pentru mine, cât și pentru fiecare dintre voi. Și ceea ce vreau să specific este că Iisus nu se uită la acest om și spune, în acest moment te declar vindecat și să-l lase acolo. Și peste câteva puțin timp, acel om, se întâmplă ceva cu mine, picioarele încep să miște, mâinile mele care nu s-au mișcat de 38 de ani au început să aibă mișcare. Nu, Iisus nu face așa. Iisus îl vede, Iisus îi cunoaște starea și Iisus îi adresează o întrebare. Iisus știe trecutul lui, știe că de 38 de ani se află în acel loc, lângă acea scăldătoare și nu poate face nimic. Așa cum Iisus îl știe și cunoaștea starea acestui om, încurajarea mea este că în această zi Iisus te știe, îți știe problema și îți știe și starea în care te afli și tu în această zi. Și cum am spus, Iisus îi pune o întrebare. Vrei să te faci sănătos? Cum, Doamne? Adică cum mă întrebi acest lucru? Tu nu vezi chiar, eu stau de 38 de ani în acest loc și nu pot face nimic. Și tu mă întrebi dacă vreau să fiu sănătos. Sigur că vreau acest lucru. Pentru că în viețile noastre, în momentul în care noi vrem să se întâmple ceva în viața noastră, în momentul în care noi ne dorim ca Dumnezeu să intervină, este nevoie de, nu de aprobarea noastră, ci este nevoie ca noi să ne dorim acest lucru. Iisus vrea să știe dacă acest om bolnav de 38 de ani vrea cu adevărat să se facă bine. Iisus îl întreabă, vrei să te faci sănătos? Iisus ne întreabă pe fiecare dintre noi, tu chiar îți dorești acest lucru? Tu chiar îți dorești rezolvarea acelui domeniu din viața ta? Tu chiar îți dorești să beneficiezi de salvare, de vindecare, de mântuire? Pentru că totul, dragi oameni, în viață este de la inițiativa lui Dumnezeu și de la voința noastră. Și mi-aduc aminte, aveam 16 ani când am venit ca și voi la una dintre adunările Bisericii Philadelphia. Am intrat în acest loc, era pastorul pe această platformă, predica și a ajuns într-un moment în care a întrebat, tu vrei ca din această zi viața ta să fie schimbată? Și eu cunoscând viața pe care o trăiesc,
modul în care mă îndrept, se îndreaptă viața mea, modul în care am trăit până acum, până la vârsta de 16 ani, îmi doream o schimbare cu adevărat în viața mea, îmi doream ca viața mea să fie transformată. Și acel pastor a întrebat în acea zi, tu chiar vrei acest lucru, vrei ca viața ta să fie schimbată? Și eu atunci am spus, da, Doamne, vreau să se întâmple acest lucru cu mine. A fost nevoie ca eu să confirm înaintea lui Dumnezeu că, Doamne, viața mea este în acest fel, eu îmi doresc ca ea să fie schimbată și cred că Tu poți face ceva pentru mine. Și întrebarea mea pentru tine astăzi, întrebarea mea pentru cei care chiar sunt de acasă, ne urmăresc online, este, tu chiar vrei o schimbare în viața ta? Poate ești perfect sănătos din punct de vedere fizic. Poate ești eliberat de anumite lucruri, nu ai probleme, dar poate sunt anumite situații sau sunt anumite domenii în viața ta în care știi că nu este ok în relația cu oamenii, știi că nu este ok în lucrurile pe care le faci. În această zi, întrebarea pe care de fapt Iisus i-a întrebat pe acel om și pe care ne întreabă Iisus și pe noi astăzi, tu chiar vrei o schimbare în viața ta? Chiar tu vrei să fii salvat, vrei să fii eliberat, vrei să fii vindecat, vrei ca viața ta să fie schimbată? Simplu, fă ceva cu privire la aceasta. Mișcă-te, acționează, fă ceva cu privire la acest lucru ca să se întâmple ceva. Iisus, Dumnezeu mereu vine cu partea Lui. Dar Dumnezeu nu ne-a făcut niște roboți care ne-a programat să facem atâția pași, aici este lucruri și asta-i tot. Iisus, Dumnezeu, ne-a dat o rațiune, ne-a dat o inimă, un suflet care se zbate în noi ca fiecare dintre noi să avem libera alegere de a face lucrurile, să avem libera alegere de a schimba ceva, de a acționa într-un mod sau altul. Și poate mulți dintre voi, ok, înțeleg acest lucru, dar nu pot, nu-i vorba de tine, e clar că nu poți. Dar Iisus poate pentru tine când există credință și voință. Îmi doresc, Doamne, și cred că Tu poți face ceva pentru mine. Iisus îl căuta pe acest bolnav prin toată acea mulțime, așa cum Iisus te caută și te întreabă și pe tine în această zi. Dar haideți să vedem ce a răspuns bolnavul. Doamne, i-a răspuns bolnavul, n-am pe nimeni să mă bage în scăldătoare când se tulbură apa și până să mă duc eu, se coboară altul înaintea mea. Ceea ce observăm este că măcar nici nu-i răspunde la întrebarea lui Iisus. Iisus stă în fața lui și îl întreabă, hei, tu vrei să te faci sănătos? Dar el vine cu scuzele. Și ceea ce putem observa în acest text, unul este lipsa oportunităților. Acest om spune, n-am pe nimeni, Doamne, care să mă bage în seamă, care să-i pese de mine. Totul acest om este legat de orizontal, totul este legat de circumstanțe, de oameni, de lipsa oportunităților. Dar Iisus nu îl întreabă despre aceasta. Iisus îi dă o întrebare, dacă vrea să se facă sănătos, de el îi povestește și îi spune despre ce pot, despre ce nu pot, despre ce am, despre ce nu am. Și un alt lucru pe care îl putem vedea din acest text este că acest om totul limitează la orizontal. Când se tublă apa și până să mă duc eu, se coboară altul înaintea mea. Nu-i nimeni, Doamne, să mă ajute. Nu este niciun om care să-i pese de mine. Totul este legat de orizontal, de probleme, de circumstanțe, oameni și tot așa mai departe, dar Iisus stă în fața acestui om, Iisus care este vindecătorul suprem și care poate face un miracol în această zi pentru acest om. Știți, când mă uit în acest moment, în această Biblie, înțeleg ca și cum eu aș fi bolnav, vine medicul la mine să-mi rezolve problema de sănătate, eu mă uit la el, îi povestesc despre viața mea și mă jălui și îi spun că nu pot să ajung la spital, dar medicul stă în fața mea. Ceea ce înțeleg din acest context, din acest text biblic și ceea ce ne îndeamnă, dragi oameni, Dumnezeu este, haideți ca ochii noștri, urechile noastre să nu fie limitat la tot ceea ce este orizontal, ci la ceea ce este vertical. Și în continuare, dacă ne uităm în cartea 2 Corinteni, capitolul 5 cu versetul 7, spune, pentru că umblăm prin credință și nu prin vedere. Da, eu văd,
văd lipsuri, văd circumstanțe, văd probleme, văd momente, lipsa oportunităților, nu pot, n-ajung, nu am, nu-mi permit. Dar Dumnezeu îmi spune, nu te uita prin ceea ce tu vezi, prin vederea, prin ochii tăi, ci în această zi, lasă ca inima, sufletul tău, ochii tăi să fie îndreptați în mod vertical, adică prin credință să mergi. Privește dincolo de problema cu care te confrunți, privește la soluția pe care ți-o oferă Iisus și vreau în acest moment să ne uităm în Biblie în momentul în care Petru, ucenicul al Domnului Iisus, în momentul în care Iisus spune, hei, trebuie să vină un moment în care eu va trebui să fiu dat la moarte. Dar Petru deodată, hei, Doamne Iisus, Petru era unul de acesta așa, care rezolva probleme, intervenea în orice situație, se uită la Iisus și spune, Doamne Iisuse, Doamne ferește să ți se întâmple ție una ca aceasta. Ce vedea Petru? Vedea probleme. Ce vedea Petru? Vedea moarte, suferință, doar aceasta. Dar ce vedea Hristos? Dincolo de chinuri, de cruce, Hristos vedea o lume care beneficiază de salvarea și de mântuirea Lui după cruce, după moarte. Hristos vedea o înviere glorioasă prin care orice om să beneficieze de salvare și de mântuirea Lui Dumnezeu. Lăudați să fie Dumnezeu pentru aceasta. Haideți în acest moment să-L aplaudăm pe Dumnezeu care L-a trimis pe unicul Său Fiu, pentru ca prin El să beneficiem de salvare, de iertare, de vindecare, de eliberare. Și acest lucru este extraordinar. Ce ne îndeamnă acest text biblic? Ne îndeamnă, nu da vina pe circumstanțe, ci ascultă de Iisus. Nu te limita la lucrurile orizontale, ci îndreaptă-ți privirea și sufletul spre ceea ce este vertical, adică spre Dumnezeu. Nu mai da vina pe circumstanțe. Până acum te-ai plâns, până acum bolnavul tot i-a spus ce nu poate, ce nu are, ce nu poate să facă. Dar Iisus îi spune, oprește-te. Aceasta e clar, știu totul despre tine. Exact cum Iisus ne spune și mie astăzi și ție. Știu că am această problemă în viața mea. Știi că ai o problemă în viața ta. Cunoști că este imposibil, poate, din punct de vedere moral, din punct de vedere al oamenilor. Dar vreau în această zi să înțelegeți că nimic nu este imposibil pentru Dumnezeu. Toate lucrurile sunt posibile. De aceea nu mai da vina pe circumstanțe, ci ascultă de Iisus. Dar haideți să vedem mai departe ce se întâmplă. Iisus îi spune acestui bolnav, scoală-te! I-a zis Iisus, ridică-ți pat și umblă! Îndată omul acela s-a făcut sănătos și a luat patul și umbla. Iisus îi spune să facă ceva. Și acest lucru este, cum am spus, Iisus putea să facă în orice moment, să-l declare vindecat, să-l lase acolo, să meargă în treaba lui. Ești vindecat? Fii sănătos în continuare. Dar Iisus nu face așa. Iisus îi cere să facă o acțiune. Iisus îi cere ceva. Iisus îi spune, scoală-te. De ce îi spune Iisus, scoală-te? Ca să-i vadă credința acestui om. Și de multe ori, în viața mea au fost momente când Iisus mi-a spus să fac ceva. Și eu, din punct de vedere al meu ca și om, știam că nu este imposibil, dar Dumnezeu mi-a spus, fă acel lucru. Dumnezeu vrea să ne vadă credința noastră, că acel imposibil poate deveni posibil cu Dumnezeu. Un alt lucru pe care îl cere Iisus, îi spune, ridică-ți patul și umblă. Ok, dacă Iisus i-a spus, scoală-te, acel om a văzut că s-a sculat, e vindecat. Ce treabă are acel pat? Și cu faptul că umblă, pleacă de aici, nu mai ai treabă cu această scăldătoare, cu acest loc unde ai stat 38 de ani. Iisus îi spune să-și ridice acest pat și să umble. Și dacă privim la acest text, înțelegem că există, dragi oameni, în viața noastră, în momentul în care am beneficiat de vindecare, în momentul în care am beneficiat de iertarea lui Dumnezeu, în momentul în care am beneficiat de eliberarea lui Dumnezeu într-un anumit domeniu din viața mea, există șansa ca la un moment dat să ne întoarcem din nou de acolo de unde am plecat. Cum spunea într-o predică unul dintre pastorii din biserica noastră, spunea că dacă la un moment dat
ai fost eliberat de Dumnezeu, asta nu înseamnă că Satana nu mai are treabă cu tine. Nu, Satana în continuare va dori să te ispitească, să-ți spune, să te pună la încercare. Dar tu renunță la acele lucruri de care ai scăpat. Renunță la acele lucruri. Ridică-ți patul și umblă, nu mai avea treabă cu acela. Tu știi trecutul tău, tu știi păcatul în care ai fost, tu cunoști starea în care te-ai aflat. Renunță, abandonează totul acela, șterge tot și mergi mai departe. Hristos ți-a oferit o nouă identitate, Hristos ți-a oferit un nou drum, mergi pe El și nu mai avea treabă cu trecutul tău, pentru că ceea ce te definește pe tine este viitorul pe care ți l-a asigurat Dumnezeu. Lăudat să fie Dumnezeu pentru aceasta. Nu te mai întoarce în trecut, mergi înainte cu Hristos. Fiecare dintre noi am putea să avem mii de scuze. Nu am avut niciodată oportunitatea, nu am avut niciodată șansa, oamenii nu au fost lângă mine. De fiecare dată când am vrut să fac ceva, n-am putut, n-am avut putere. Au fost circumstanțe în care ți-ai dat tot ce ai avut puterea ta și ai rămas dezamăgit de oameni, de circumstanțe, de problemele care au venit în viața ta. Dar Dumnezeu îți spune, nu mai umbla prin vedere. E clar că tu nu înțelegi, e clar că tu nu vezi, tu vezi doar mintea ta de om, lucrurile fizice, lucrurile orizontale care se întâmplă pe lângă tine. Tu totul rezumi la probleme, tu totul rezumi la circumstanțe, oameni, lipsa oportunităților și tot așa mai departe. Dar în această zi, Hristos îți spune, eu te invit ca ochii tăi, urechile tale, privirea ta, inima ta, să abandonezi acest orizontal și să se îndrepte spre vertical, spre Dumnezeu, spre mine. Asta spune Hristos. 38 de ani nimic n-a putut să facă și în momentul în care se întâlnește cu Hristos, viața acestui om se schimbă. Dumnezeu îl vindecă fizic, Dumnezeu îl vindecă spiritual și viața acestui om este transformată. Pe când unii nu dădeau nici 2 bani pentru el, pentru că era imposibil din punct de vedere uman, dar posibil de vedere spiritual, din punct de vedere al credinței, din punct de vedere al lui Dumnezeu. Dacă în această zi ai o problemă fizică, în această zi, Iisus, care este Vindecătorul Suprem și care poate face imposibilul posibil, stă în dreptul tău în această zi și dorește să facă ceva pentru tine. Dacă în această zi dorești să fii vindecat fizic, Iisus este aici. Sau poate dacă în viața ta te lupți cu pornografia de ani de zile și nu poți să scapi de aceasta, Iisus este aici alături de tine în această zi ca să te elibereze. Sau poate ani de zile te lupți cu alcoolul, cu tutunul și vrei să scapi de aceasta, diavolul te ține captat și nu poți. E clar că tu nu poți, dar poate Dumnezeu. Și în această zi, El este înaintea ta ca să facă acest lucru. Întrebarea, tu chiar îți dorești aceasta? Dacă ai o problemă și vrei ca Dumnezeu să-ți dea rezolvare, dacă ai o problemă într-un domeniu din viața ta și vrei ca să fii eliberat, restaurat de Dumnezeu, ai probleme în relația cu oamenii, Iisus poate să dea vindecare, te poate împăca. Să cerem de la Dumnezeu, pentru că El este aici, El ne promite, doar noi trebuie să ne dorim acest lucru. Vă mulțumim pentru că ați vizionat acest mesaj. Avem încredere că acum sunteți gata pentru a trece la acțiune și vă sugerăm următorii pași. Vedeți formularul de comunicare pe care vă rugăm să-l completați. În cazul în care duceți mare lipsă de hrană, medicamente sau îmbrăcăminte, vă rugăm să ne contactați la telefoanele afișate. Dacă doriți să investiți împreună cu noi pentru a ajuta pe cei care se află în mare nevoie, accesați philadelphia.md/donează. Puteți găsi diverse resurse pentru adulți, tineri și copii, navigând pe pagina noastră de internet. Dacă credeți că vă putem fi de folos în vreun fel, nu ezitați să ne contactați. Pe curând!